De mai bine de 2 luni, poliția rutieră are posibilitatea să-i descopere pe loc nu doar pe șoferii băuți, ci și pe cei aflați sub influența drogurilor. Un aparat care indică exact ce substanțe a consumat cel supus testării a intrat în dotarea polițiștilor rutieri în urmă cu aproximativ 2 luni, iar rezultatele sunt îngrijorătoare. Până în acest moment, 6 persoane au fost descoperite conducând sub influența drogurilor. Am primit și noi două dispozitive, de fapt, drug testuri, și testăm conducători auto, mai ales în anumite zile. Sunt 6 conducători auto care au fost, dacă mi-aduc aminte bine, care au fost depistați conducând sub influența substanțelor interzise la Râmnicu Sărat și pe raza județului și pe raza municipiului Buzău am avut un asemenea, da? Noi sunt teste de salivă, acele teste, bineînțeles, după aceea mergem cu conducătorul auto la unitatea de spital și recoltăm atât probe de sânge cât și probe de urină. Acțiunile pentru depistarea șoferilor aflați sub influența substanțelor interzise au loc în special în weekenduri pe timpul nopții. Nu toți cei opriți pentru control sunt testați, ci doar cei care au un comportament suspect. Când vezi un conducător auto care are un anumit comportament și îl testez cu alcool testul și vezi că nu are zero rezultatul, atunci îl testăm și cu drug testul și e posibil să găsim sau mai sunt informații. Dispozitivele detectează cu precizie 8 substanțe interzise, inclusiv droguri puternice. La testările realizate în trafic de polițiștii buzoieni, până acum au fost identificate 4 dintre acestea.